Frații lui George Pavel, tânărul ploieștean care a murit în Spania, continuă să lupte pentru a-i aduce acasă trupul neînsuflețit. Seria concertelor umanitare nu s-a încheiat. Aseară, tineri talentați din Ploiești au acceptat din nou să cânte. Vreau să vă spun că ne simțim noi, în primul rând, foarte bine la aceste concerte și cu siguranță vom mai face, pentru că, de fapt, muzica este viața noastră și eu zic că dacă putem să ajutăm prin ceea ce știm să facem, e cel mai important. Dacă am început o chestie, nu putem să o lăsăm baltă așa, o să ne zbatem până la capăt. E greu, dar ușor, ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu o să... Este greu de descris în cuvinte drama celor doi frați și a soției uneia dintre ei, care s-au trezit fără cel mai puternic sprijin pe care l-au avut. Tot ce își mai doresc este să-l știe pe George în mormânta creștinește în țară. Suntem foarte depusolați, trecem printr-o perioadă foarte grea. Nu mai putem, simțim că nu mai putem ajunge la capul de putere. Trebuie să facem tot posibil să aducem mai să avem, să avem și noi lumânare, să... Este lângă noi. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Prietenii nu vor să accepte că George nu se va mai întoarce acasă decât într-un sicriu. George era o persoană minunată. Mi-a ajutat mult cumnatul, mi-a ajutat mult sora. Vestea a venit ca un trăsnet pentru mine, cel puțin. Nu eram acasă. Cum am aflat, am fugit până acasă la cumnatul meu. Am plâns mult. Nu știu ce să mai zic, nu mai înțeleg nimic, multă lume spune că a fost așa, cealaltă așa, e ceva ciudat, însă vrem din tot sufletul să-l aducem acasă. Nu mă așteptam niciodată ca el să moară. Dar drumul înapoi spre casă este cel mai greu. Suma necesară crește de la o zi la alta, a ajuns la aproximativ 7.500 de euro, iar cei dragi nu au reușit să adune decât vreo 3.000 de euro de la persoane la care nici măcar nu se așteptau. A fost tot pentru noi și... Trebuie să reușim să ajungem acasă. Chiar nu ne așteptam, multă lume ne-a ajutat, poate nu aveau posibilități financiare, dar un suflet mare și înseamnă orice ajutor. În schimb, autoritățile au făcut ce știu mai bine, au promis. Mai mult decât atât, o veste cruntă a picat ieri pe capul celor doi frați. Autoritățile nu ne-au ajutat cu absolut nimic. Consulatul român din Spania decât actele, atât. Au spus că nu este de competența lor să ne ajute cu absolut nimic. Și că nu există niciun fel de reducere sau... Astăzi ați mai primit o veste, cât mai aveți la dispoziție? Mai avem la dispoziție aproximativ 4 zile. Dacă până marți cei doi frați nu trimit banii, George va fi îngropat în Spania. După aproximativ 5 ani, el va fi deshumat, cel mai probabil pentru a fi incinerat. Nimeni nu ar putea suporta o așa veste, iar pentru cei doi frați este cu atât mai greu cu cât se simt neputincioși. George a plecat pentru a le asigura lor un viitor, dar nu se va mai întoarce niciodată. Persoanele care doresc să îi ajute pot dona o sumă de bani într-unul din următoarele conturi. Euro RO 70 ANGB 00 00 99 99 03 39 24 20. Lei RO 08 ANGB 00 00 99 99 02 80 48 43.